părinte și preasfințiile voastre, distinse autorități, preasfinția voastră, preasfințite părinte Petru, domnule primar, domnule prefect, domnilor parlamentari, distinse oficialități ministere. Au trecut 370 de ani de când Sfânta Parascheva s-a așezat ca inima Moldovei. Și această inimă bate cu putere, iată de aproape 4 de ani. Bate cu putere și vă cheamă pe dumneavoastră cei din Iași, cei din Moldova, cei din Serbia sau Bulgaria sau din alte zone ale țării și ale lumii, să vă alimentați sângele duhovnicesc prin sângele credinței care trece prin inima Moldovei, Sfânta Preacuvioasă Maica noastră. 357 de ani de când Măriul Voivod Basilescu, sfântuit cu cel din mine, de marele Mitropolitie Sfânta Moldovei Vata, cu sfatul țării din acea vreme, voieți, stare, de mânătiri și acerei, credincioși am să tirați. Nu mai încurcă! Da? Pentru acest mare dar care l-a făcut Moldovei, l-a făcut țării, Bisericii lui Hristos din această zonă. 370 de ani de mii și milioane de închinători care și-au plecat genunchi în fața Sfintelor Paști. 370 de ani de clipe frumoase în istoria Moldovei, în istoria țării. Clipe de demnitate românească și creștinească, pentru care îi mulțumim lui Dumnezeu. Cum îi cerem și iertare pentru clipele în care nu am fost la înălțime, că au fost și trădări, și clătinări, și îndoieli nenumărate. Dumnezeu să ne ierte pentru toate acestea. Haide, mergeți! Anul acesta pe Sfânta Parascheva l-am avut și pe Sfântul Policarca. O tradiție frumoasă instaurată de Prefericitul Părinte Patriarh Daniel. Anul acesta pregătirea ta a binecuvântat ca Sfintele Paște care sunt Părintele Sfântele de Iași. A binecuvântat și prezența a Preasfințitului Mitropolit Ioanei, a Preasfințitului Naum, a Preasfințitului Roman. Și iată-ne aici o coroană de arhierei preoți și înconjurați de dragostea dumneavoastră. Creștini obișnuiți sau persoane care au responsabilități în slujba țării sau a bisericii. Am avut doi sfinți spre închinare. Peste câteva clipe vom merge la casele noastre. Cu ce plecăm? O despovărare a grijilor, poate cu o credință mai puternică, o determinare de a fi mai sus cu inima către Dumnezeu. Două sunt lucrurile pe care ni le cer Sfânta Parascheva și Sfântul Policar. Rugăciunea către Dumnezeu este cuvântul pe care Sfânta Parascheva ni-l așează și ni-l așează la tine. Dar a fost o ființă rugătoare din
occidentale, până la ultima fibră a Sfântului. Rugați-vă, acesta este statul pe care l-am văzut, este adresat dumneavoastră, iubiți pelerini. Că cine întrebăm de ce ați venit aici, ce doruri v-au amânat, ce gânduri v-au adus aici. Păi bine, dar zis, răspunsurile sunt tot atât de multe cât de inimi și au plecat genunchii în fața mine. Fiecare pentru ce aici. Nu, am lăsat acolo, acolo am lăsat acolo.
așadar prin Dumnezeu, pentru revărsarea ta și revărsarea sănătate. Mulțumim Sfinte pentru viața noastră, Maica Măsie, care zi și vă ocrotește prin iubirea sa de oameni și prin rugăciunea sa adresată. Mulțumim oaspetele nostru drag, Sfântul Sfințit Ucenic Policar, Ucenicul Sfântului Evanghelist Ioan, cel care a scris cea de-a patra Evanghelie, Evanghelistul Iubirii, se cuvine să adresez domnilor cantari, care de 5-6 zile, 24 de ore din 24, de din Iași, din Bacău sau din alte zone ale țării, au încercat să ne ajute, printr-o prezență și discretă, uneori și autoritară, căci cu atâta lume e bine să se păstreze ordine. Le mulțumesc pentru toată strădania și frigul îndurat atâtea nopți, pentru ca noi totuși să ne simțim în siguranță. Mulțumim celor de la Crucea Roșie, care s-au spătut împreună cu ostenitorii Spitalului Mitropoliei Providența și Policlinicii, ca să vă sprijine atunci când, așa cum am văzut acum câteva zile, o bătrânică el a dus-o pe brațe, pentru că frigul, oboseala, poate o noapte nedormită, și nemâncarea de multă vreme au dobărât omulții și au fost mâini calde și profesioniste care cu certitudine s-au îngrijit de dânsa. Și de ce asemenea dânsei de-a lungul acestor zile? Un cuvânt de gratitudine pentru Inspectoratul General pentru situații de urgență, pentru Serviciul Județean de Ambulanță, de asemenea prezenți între noi în aceste zile, așa au avut de lucruri azi. Dar primirea de parte până în acest moment, probleme cu totul și totul speciale nu am avut.
mulțumim parahilor Ieșeni și celor din Moldova în general care au venit la rând cu un ceai cald, cu o cafeliță, cu ceva de mâncare pentru ca să mai întărească picioarele cele vesele, cum aminteam, adică cele dreptate spre Sfântul cu multă dar. Și un cuvânt de adesea de gratitudine tuturor preoților, maicilor sale și părinților sale, preoților veniți din afară sau din țară, ierarhilor, în primul rând, cei din țară și cei veniți din afară și colaboratorilor mei de la Sfânta Sfântului, care au fost între dumneavoastră. Ne simțiți, dar implicați în organizarea acestui program, care a fost precum și anul trecut, o bază de comuniune între oameni. Să vă binecuvânteze Dumnezeu cu asta, dar și cu asta ai binecuvânt. Dar pentru că am avut moaștere Sfântului Policar aici, Sfinte Moaște care au plecat mine, foarte devreme spre Grecia, fiind a mulțumit într-un cuvânt cu totul aparte în altă tipicului mitropolit, Ierotei Vlahos, cunoscut de mulți cititori de carte, pentru că Părintele Mitropolit a scris de-a lungul vremii zeci și zeci de cărți, 7-8, mai multe, cred, peste 10 au fost tipărite și traduse în limba română și tipărite în limba română. Și aici, la Iași, am tipărit două cărți în ultima vreme ale Nauca Sfinției Sale și cu ajutorul lui Dumnezeu sperăm să tipărim cât mai multe în titura Doxologia a Mitropoliției. De aceea, pentru că ne-a adus un dar, ne l-a adus de Sfântul Policar, îndrăznim și noi să-i oferim, să-i oferim un alt dar pe Sfânta Paraschieta. Nu în vizite de stare moaște, dar în Sfânta și Dumnezeiască să icoană, ca văzând-o în altă Sfântul Ierotei, să-și anunțească de poporul lui Hristos în Europa, de poporul lui Hristos din România, care și-a plecat astăzi cu pace de cei la Paștele Sfinte din Paraschieta. Să vă ocrotească Sfânta în altă Sfinția voastră și să vă amintiți în rugăciune pentru noi. Cum am amintit, așa a dorit Dumnezeu, spre bucuria noastră și spre tristețea unora, care totuși, tristeții care în mila Domnului se transformă în bucurie, Sfânta a zăvorit peste un veac, peste 100 de ani la verde. De aceea, întreaga Serbie este plină de biserici închinate Sfintei Paraschete. Întreg Balcanul, mai mult parte la dânsii decât la noi, îmi spunea cineva zilele trecute, nu există casă care să nu aibă icoana Sfintei Paraschete în țările din Balcan. De aceea, dorim, oferim, preasfințitului episcop Mitrofan, care vorbește limba română, care a studiat la Facultatea de Teologie din București acum de 30 și ceva de ani și care, episcop sârb, oblăduiește și cătuiește comunitățile sârbești din America de foarte multe ani. A dorit să vină aici ca simbol al locului care a adăpostit-o pe Sfânta Paraschieta înainte ca ea să vină la noi, la ea. Și aceea și coală pe Sfânta Paraschieta o oferim în altă preasfințitului. Da? Ca să-și amintească de noi și să se roage lui Dumnezeu. De la Constantinopo, Sfintele Moaște au zăbubit pentru 10 de ani în Bulgaria. La Târnovo, la Polii, la de aceea îi oferim aceeași icoană cu Sfânta Paraschieta preasfințitului episcop Naum, iubitor al țării noastre, care de asemenea a binevoit să fie cu noi în aceste zile și să ne poarte în rugăciune de la. Preasfinția voastră, mulțumim frumos pentru prezența aici.
bine scântă, vă dăm inimii credincioși, har, pace și binecuvântare. Mulțumim celor din Sfântul Altar, în această echipață. Mulțumim-vă pentru răbdare, vă retrageți de acum undeva la dragostea cu care vă iubeți, pe mila Domnului, dar cătura Sfintei Parascheva și a Sfântului Podicat ne încălzește inima. Îndreptându-vă, îndreptându-vă spre ale noastre, se cântăm împreună în ce organizăm procesiunea din alt Sfinte Dumnezeule. Cea mai veche sau una din cele mai vechi, mai dense și frumoase puterea din Biserica de Sfântul Sfântului. Sfântului!